Acum vă fac o demonstrație cum putem să modificăm potențialul redox cu ajutorul produsului la clorin special CoralMine și H500 și de asemenea cum purificăm apa cu aceste produse. Spre exemplu, în acest pahar am apă de la robinet. Potențialul antioxidant este de plus 340. Deja a ajuns 89-90. Deci este mai mare de plus 28, înseamnă că apa este cu radical liber. Am pus și apă cu iod într-un pahar și aici potențialul redox este de plus 528, este o apă periculoasă pentru organism. Chiar și cea cu 300 este periculoasă. Am pus iod ca să fac o comparație cu clorurile și să vedem cum se comportă coralul când este pus într-o apă cu iod sau poate și cu clor, dacă se schimbă redoxul și dacă se purifică apa. Haideți să vedem în cazul acesta. Punem în acest pahar. Aici avem apa simplă. Dacă punem apă simplă peste acest pahar, nu se schimbă mare lucru. Un pic s-a schimbat, da? Dar totuși culoarea este galben. Redoxul rămâne tot 549. În această apă vom pune CoralMine, care acest CoralMine conține 76 de minerale și apa se va încărca cu aceste minerale, va schimba potențialul apei. Și ce se întâmplă dacă această apă o vom pune într-un vas în care avem iod? Da? Apa sa, uitați diferența, aici este încă galben, aici s-a purificat. Potențialul redox, vedeți că a trecut pe minus. Vedeți? Minus. Tot scade, minus 20 și tot o să lăsăm. Se va opri la minus 250. Acesta va fi potențialul pe care o să-l ofere produsul CoralMine. În celălalt pahar cu apă o să punem hidrogen negativ, H-500. Oh, scuzați-mă. Da. Și o să-l punem în celălalt pahar cu apă, care are tot plus 500. Vedeți aici? Trece la plus 500 instant. Acum vom pune H500 aici. S-a purificat apa, dacă observați. Redoxul a trecut pe minus instant, minus 200. Vedeți? Rapid a trecut la minus 200. Și o să coboare. Vedeți diferența între apa normală, apa cu CoralMine și apa cu H500. Deci am purificat apa și am schimbat potențialul redox.